Am căzut printre miile de stele, te-am căutat nopți întregi printre ele. Tot cosmosul meu. Tu erai un fel de Dumnezeu. Tu tot duceați să rămâi. Dar normal, eu nu mă schimb. Da, cred că m-am îndrăgostit. Ne-am îndrăgostit, da, dracu. Eu de tine, tu de altul. Eu de tine, tu de altul. Așa era piesa aia, nu? Mi-o foame. Mai spuneți ceva, măi băieți. Mai dați acolo aprecieri. Hei, hei. Mulțumesc, Alex de Trandafir. Bună frumoasă, ce faci? Bine. Fac și un live aici să comunic cu lumea. Plictiseala mare în UK. Plictiseala mare în UK. Să știi. Gata, nu mai jucați. Nu. M-a bătut ultimele. De ce nu intri cu cineva? Că nu am putere oricum. N-are cine să... Nu cred că are cine să... Doamnezi. Cât vrei tu. Lasă, stai și socializezi cu lumea. Trebuie să... Stai, trebuie să mă însor, să am activitate. Hai să povestim ceva. Hai să... Întrebați-mă și pe mine chestii sau... Nu știu, să povestim împreună chestii. Să vorbim despre... viață, despre ceva. Uitați că mă bate prea mult lumina în față. Acum nu sunt finanțe, că urmează Crăciunul și cadouri și alea. Hai zi. Ce hobby-uri ai? Băi, să machiez, cred că ăsta e un hobby. Să ies afară? A, și să mă uit la documentare de crimă. Stau, am o obsesie maximă, mai ales când mă machiez. Stau și mă uit la documentare în continuu. Mi se pare super fascinant cum merge, cum funcționează creierul omului. Și mai ales oamenilor ălora. Cum le merge creierul. Mi se pare... Prefer pe Insta să vorbim. Dar ce are aici dacă vorbim? Nu tot cu mine vorbești? Ce cadou mi-ai luat de Crăciun? Pe mine, sub brad. La tine. Da, astea chiar sunt interesate. Înveți din fiecare câte ceva. Da, poate am ceva de zis. Și să știi doar tu una. Bună! Ce faci, Andrei? Vrei să faci cu mine Crăciun? Ei, n-am brad. Da, din căcaturile astea de documentare... Atât de mult înveți cu bări și limbajul corpului. Și dacă pe mine mă mai ia poliția odată, vă jur că eu pot să fac crimă, că ea nu o să-și dea seama. Bine, la muncă. La ora asta.
Eu încerc să comunic aici cu lumea. Dar de ce să te ia poliția? În caz de ceva, m-am mai luat. Lucrez de noapte. Nasol. Adică, într-un fel, e mișto, ai ziua liberă și noaptea muncești. Așa munceam și eu înainte. Când munceam. Dar unde lucri, Andrei? Foarte. Codica, dracu. Dar tu unde ai lucrat? Am lucrat, păi ce ai făcut de te-a luat poliția? Poveste lungă faza cu poliția, dacă vreți vă povestesc, o să încerc să o scurtez. Am lucrat într-un depozit, scanam pachete, Amazon, pentru aia din Anglia. Lucram de la 7 seara până la 5 dimineața în fiecare zi, în afară de weekend. Ai, gen, în Londra. Nu știu dacă ești din Londra. Sunt din Harghita, dar locuiesc în Londra. Sunt la ora din Londra. Bun. Din Londra am feltă. Am nevoie de prieteni din Londra. Da, și eu sunt în UK. Dacă vin la tine, mă primești? Depinde câți ani ai, Daniel. Dar cred că cam toți de pe live suntem. Nu știu. Poate. Vai ce mi-a mers piciorul. Nu departe de mine, cât îmi dai. Nu știu, n-ai poză de profil ca să poți să... Nu mai faceți greșeala de a zis că în UK. Fata e în Anglia. Zice, stai. De a zice, ești în UK, că fata e în Anglia. Mulțumesc, Andreea! Te pup! Și UK unde este. E o diferență între UK și Anglia. Cred că sunt cam proastă. Și nu. Pentru mine Anglia și UK e un așa ce. Andreea, mulțumesc mult! Ești de dulce, te pup! Când se dea alea grele la ora asta. Mulțumesc.